Compania Udon Burr, fondată în anul 1923, a început ca și întreprindere familială și este una dintre cele mai vechi companii din Danemarca, ce activează în domeniul utilării și dotării halelor și adăposturilor pentru creșterea animalelor, în special pentru porci, vaci și oi. Udon a fost mult timp orientată spre piața internă și mai apoi spre state vecine, în special Suedia, Norvegia și Germania. Acum, cota de piață a companiei este de circa 35% în Danemarca, 25% în Suedia și 20% în Norvegia. Udon exportă produsele sale în mai multe state din lume: Germania, Anglia, Belgia, Ucraina, Rusia, Australia, state din Orientul Mijlociu, Coreea și altele. Angajamentul companiei pentru înțelegerea și satisfacerea nevoilor clientului este important și constituie practic primul element într-o nouă colaborare. Piața scandinavă este foarte importantă pentru noi. Reprezintă fermieri educați, un sistem dezvoltat de agricultură. Evident, noi am dobândit o bună cunoaștere a acestei piețe și încercăm să folosim aceste cunoștințe pentru a crește exportul. Exportul devine pentru noi tot mai important și dorim să utilizăm cunoștințele acumulate pe piața scandinavă și pe celelalte piețe, așa cum este, de exemplu, România. De altfel, am găsit în România fermieri buni, inteligenți, dar am descoperit și necesitatea de a folosi cunoștințele pe care le-am dobândit de pe piața scandinavă. Dorința noastră este să creștem și piața românească este foarte importantă pentru noi și România are un potențial deosebit de dezvoltare. Avem experiență în ceea ce privește exportul de tehnologie către alte state. De aceea este important pentru noi să înțelegem ceea ce clienții din România doresc. Aceasta este filozofia pentru a înțelege piața și care sunt nevoile pieței. De aceea avem angajați români care sunt aici, în Danemarca, care ne ajută să înțelegem nevoile clienților din România, pentru că sunt foarte multe lucruri diferite atunci când intri pe o piață nouă, diferențe culturale și chiar de a face afaceri. Încerc să promovez această firmă pe piața din România, piața pe care această firmă a intrat în urmă cu 2 ani de zile. Produsele pe care încercăm să le promovăm sunt produse cu, în primul rând, care sunt taxate pe bunăstarea animalului, referitor la fermele de porci și fermele de vaci. Și încercăm să venim în întâmpinarea fermierilor cu soluții foarte practice și foarte viabile pe viitor. Această firmă are un concept pe care eu l-aș numi ca și un crez al firmei. În momentul în care avem o discuție cu un fermier, ascultăm foarte atent ceea ce fermierul dorește. De aici este și prima etapă în acea conceptului de partenerul dumneavoastră în zootehnie, ceea ce presupune ideea. Ascultând cu cel mai mare profesionalism, aș spune eu, din partea colegilor care lucrez aici, ideea fermierului de ceea ce dorește să implementeze în proiectul respectiv. Dorim să atacăm piața românească prin a fi prezenți direct pe piață, vânzând direct către clienții finali. Dorim să avem o legătură directă cu clienții români și aceasta poate fi cea mai eficientă formă de colaborare pentru client și pentru compania noastră. Dorim să vindem direct clienților finali. Dacă vom lucra cu dealer, trebuie să avem în vedere ca aceștia să nu adauge prea mult la costul final pe care clientul îl plătește. Și poate nu aceasta ar fi cea mai mare pierdere, ci faptul că vom pierde informații importante și nu vor ajunge la noi cerințele exacte ale clientului. Acesta este principalul motiv pentru care dorim să menținem legătura permanentă cu clientul final. Avem o activitate intensă în celelalte state din Europa de Est, în Ucraina și Rusia. Avem cunoștințele necesare privind exportul în statele din Europa de Est și dorim să folosim aceste cunoștințe în piața românească. Piața externă devine tot mai importantă pentru noi. Piața externă ne-a determinat să dezvoltăm două concepte diferite de piață. Dacă pe piața locală lucrăm cu un concept pe care noi îl numim partenerul dumneavoastră în creșterea animalelor, este destinat fermierilor profesioniști care sunt concentrați pe modul în care echipamentul lucrează, cum animalele vor crește. Celălalt concept este destinat companiilor sau persoanelor care doresc să investească în agricultură, poate care nu sunt fermieri ei însăși, dar vor să găsească soluția ideală pentru piața respectivă și care sunt concentrați în găsirea echipamentului ideal la un preț corect și care știu exact ceea ce doresc. Doresc doar să cumpere echipamentul necesar fermei. Acesta este conceptul pe care noi îl numim Udon Direct.
Primul caz se aplică fermierilor profesioniști cu experiență, care știu foarte bine ce își doresc, care cunosc produsele și calitatea serviciilor și care, în urma unui dialog în parteneriat cu Juden, realizează un proiect pornind de la schiță, desenul tehnic și până la construcția efectivă a fermei. Cel de-al doilea concept, Juden Direct, se adresează celor care cunosc produsele companiei și care practic comandă direct, chiar pe internet, echipamentul și dotarea de care aceștia consideră că au nevoie. În acest caz, Juden execută o comandă la cerere, livrând produsele solicitate. Juden este de asemenea deschisă investitorilor, acelor clienți care doresc să facă o investiție în domeniu și să obțină cele mai bune echipamente la un preț bun. Acestui tip de client, compania Juden îi poate oferi un pachet de servicii complete și complexe. Practic, clientul poate să beneficieze de consultanță, proiectare și apoi un set de soluții pentru realizarea unei investiții de succes. Ceea ce noi credem că este unul dintre punctele noastre forte este abilitatea noastră de a ne adapta și de a asculta și de a înțelege ceea ce piața locală are nevoie și ceea ce aceasta ne cere. Spre exemplu, piața scandinavă. S-ar putea crede că piața din Suedia și Norvegia sunt la fel, dar nu este așa. Aceste piețe au structuri diferite și echipamentele pe care le vindem în Norvegia sunt foarte diferite de cele pe care le vindem în Suedia, iar pentru noi este important să ne menținem abilitatea de a ne putea adapta foarte repede la nevoile specifice ale fiecarei piețe. Încercăm să dezvoltăm și să proiectăm echipamentele în funcție de cerințele clienților și de dorințele acestora, dar în primul și în primul rând nu uităm niciodată de așa zisele reguli europene, să le numim așa, care ar trebui să fie pe primul loc. Și la fel cum sunt în Danemarca și rezultatele în Danemarca se văd, având în vedere locul pe care Danemarca îl ocupă în zona zootehniei. Cred că această strategie pe care țările nordice în general o aplică referitor la aceste proiecte ar trebui să fie implementată și la noi în România. Mai avem un pic de lucrat la strategia noastră. Compania Juden are acum în lucru mai multe proiecte în România. Avem chiar acum în discuție un proiect pentru o fermă de 600 de scroafe pentru modernizare. Rămâne clădirea respectivă, iar noi încercăm să adaptăm sistemul pe care domnul respectiv îl dorește cu echipamentele noastre, calculând, bineînțeles, dimensiunile și, în primul rând, aplicând regulile Uniunii Europene referitor la bunăstarea animalelor și tot ceea ce țin nu numai de bunăstarea animalelor, ci și a celor care lucrează în ferma respectivă. Știm că piața va reacționa rapid în momentul în care proiectele vor fi finalizate. Spre exemplu, odată cu livrarea unor echipamente pentru purcei înțărcați, s-au redus pierderile de purcei și imediat fermierii români au remarcat diferențele mari aduse de aceste noi echipamente față de vechile dotări. S.A. Christensen & Co., S.A.C., este o veche companie daneză ce produce echipamente pentru mulți care se vând în 16 state din Europa. S.A.C. este una dintre cele 5 companii care produc, la nivel mondial, toată gama de echipamente de mulți full line, de la instalațiile de mulți la bidon până la roboți de mulți. În Danemarca, S.A.C. are o cotă de piață de 30% dintr-un total de 3500 de producători de lapte. În Suedia, unde compania este prezentă de câțiva ani, deține o cotă de piață de circa 15%. În Europa de Est, costurile de producție sunt mult mai mici decât în Danemarca sau alte state din Europa de Vest. În sistemul tradițional de mulți, fermierul trebuie să fie atent nu numai la hrănirea și managementul vacilor, ci și la supravegherea mulțului. Atunci când se folosesc roboții de mulți, toată atenția fermierului se poate îndrepta spre managementul vacilor, iar mulțul se desfășoară automat. Dacă ne comparăm cu producători foarte mari de instalații de mulți, sigur că noi suntem mai mici, dar pentru S.A.C. este foarte important să avem grijă de producătorii de lapte, astfel ca aceștia să poată mulge continuu, pentru că pe fermieri îi costă foarte mult fiecare problemă tehnică și este foarte important pentru aceștia ca atunci când au o defecțiune să poată suna omul de service și să-i fie rezolvată problema. Foarte important în strategia noastră este managementul. Suntem recunoscuți pentru programele de management ale efectivului și controlul parametrilor de mulți. Avem programe de management pentru toată ferma, astfel că fermierul poate optimiza activitatea fermei, ceea ce îi va aduce venituri mai mari. De aceea, programele de management sunt atât de importante. Inovația este foarte importantă pentru SAC. Spre exemplu, pentru o platformă de mulți pe două rânduri a câte 10 vaci, prin programul de management se poate urmări individual producția fiecărei vaci pe monitor. Astfel, dacă fermierul câștigă bani, atunci și SAC câștigă bani.
Compania SAC lucrează în Europa prin două căi, direct în piață, spre exemplu în Danemarca, Olanda, Suedia și Franța. Există dealeri care vând produse SAC către fermieri, iar în alte state, spre exemplu în Ungaria și Slovacia, lucrează prin importatori, care angajează dealeri pentru vânzare și asigurarea serviciului. Aceasta ar putea fi și calea prin care SAC își dorește să lucreze și în România, așa după cum ne-a spus Klaus Brinks, Area Manager SAC. Of course. Desigur că piața din România este foarte interesantă pentru SAC, pentru că noi avem acum echipamente de mult în România și ne dorim să asigurăm serviciul acestor instalații și, bineînțeles, să vindem în continuare mai multe instalații de mult. Credem că piața românească este interesantă pentru SAC. Ne dorim să lucrăm cu importatori și în acest an sperăm că vor veni mulți potențiali clienți din România la expoziția Agromec din Danemarca și Eurotir din Germania. Sustain Agri este o companie daneză înființată în anul 2005 pentru a asista companiile daneze în acțiunile de export. Principalele piețe vizate sunt cele din centrul și estul Europei, Ucraina, Polonia, Slovacia și, în ultimii doi ani, România. Sustain Agri lucrează cu un grup de peste 15 companii cu diverse tehnologii și care, printr-un sistem integrat, pot furniza soluții complete pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul agricol și al industriei alimentare. Avem un grup de companii cu care lucrăm cu diverse tehnologii, producția agricolă până la industria alimentară și abatoare. În general, ne place să spunem că noi putem să livrăm mai mult sau mai puțin soluții integrate, soluții complete pentru producerea alimentelor, începând de la câmpul gol, construcția halei, proiectul și dotarea, totul pentru un proiect complet. Cred că unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem oferi ca și grup este tocmai rețeaua de companii daneze. Principalul nostru avantaj este acela că putem oferi un proiect complet, ceea ce constituie un avantaj pentru majoritatea clienților. Ei nu trebuie să caute diferite echipamente la mai mulți furnizori. Noi putem oferi un proiect complet. De asemenea, grupul nostru poate oferi în același timp surse de finanțare. Astfel, noi putem oferi acum finanțarea pentru 5 până la 10 ani, cu o dobândă de 5-6% și în același timp într-un proiect unitar, în care să punem împreună tehnologia daneză și finanțarea și în același timp să garantăm că va exista un profit anual și în 5-10 ani proiectul va fi amortizat. România are o locație foarte bună în centrul Europei. Are de asemenea deschidere pentru statele din estul Europei, Rusia și Ucraina. Este o piață mare pentru noi. Sunt posibilități mari pentru export și de asemenea pentru piața internă. Sunt numeroase posibilități de investiții în România și, bineînțeles, țara are un pământ foarte bun. Pentru reușita unei investiții, este nevoie de o bună cunoaștere a pieței locale. Sfatul domnului Schmidt fiind... Sfatul meu atunci când faci o investiție și trebuie să împrumuți bani să cauți finanțare este acela de a începe cu o investiție potrivită, nu foarte mică și nici prea mare. Investiția realizată trebuie să permită obținerea unui venit constant. Afacerea trebuie construită pas cu pas.